Primăria Municipiului Deva și Centrul Cultural Drăgan Muntean din reședința de județ vă invită în perioada 1-3 iulie la 3 concerte extraordinare, partea unor turnee de poveste. Prima dintre aceste reprezentații lirice va avea loc joi, 1 iulie, începând cu ora 19 la Biserica Reformată din Deva, unde melomanii se vor desfăta cu un concert care face parte din cea de-a treia ediție a turneului național Orgile României. În bisericile din România există peste 1000 de orgi. Acestea reprezintă un tezaur de tradiție culturală pe cât de bogat, pe atât de neștiut de public. Repertoriul ales de Eduard Antal propune o panoramare plină de culoare a modului în care s-a scris pentru regina instrumentelor în secole de istorie a muzicii. Apoi, muzica de calitate se mută la sala Pro Arte a Colegiului Național Decebal din Deva, unde vineri 2 iulie la ora 19 publicul este invitat să asculte o harpă de poveste, acompaniată de clarinet și pian. Elementul care leagă neobișnuitul trio clarinet, harpă și pian este reprezentat de readucerea la viață a acestei bijuterii, harpa cu dublă acțiune erard, un instrument care simbolizează rădăcinile și conservarea tradiției muzicale românești în cel mai frumos și optimist mod. Sunt convins că toți cei prezenți la eveniment vor fi fermecați de acordurile acestor instrumentiști excepționali, care reușesc să transmită publicului o energie debordantă și să încânte auditoriul de fiecare dată. Sâmbătă 3 iulie, tot la Decebal și de la aceeași oră 19, publicul este invitat în finalul acestor turnee de poveste la un concert cu piese de Mozart, interpretate la un flaut confecționat din aur de 18 carate, singurul instrument de acest gen din România. Cele trei concerte organizate de Primăria Municipiului Deva și Centrul Cultural Drăgan Muntean din reședința de județ se vor desfășura cu respectarea tuturor măsurilor instituite la nivel național pentru prevenirea și combaterea răspândirii virusului COVID-19.